Sărbătoare cu gust de tulburel și aromă de struguri. Festivalul vinului a fost inaugurat astăzi la Chișinău. Nici ploaia și nici frigul nu i-au oprit pe dornicii de a gusta din licoarea tradițională. Nu au lipsit, desigur, nici oficialii, însă cei 4 membri ai alianței au fost doar 3. Ingredientul principal al festivalului vinului în acest an a fost umbrela. Din cauza ploii, oamenii nu prea au dat năvală la Moldexpo. În schimb, oficialii au fost punctuali. Dacă acum un an liderii AIE au venit împreună, de această dată cei 4 au fost doar 3, Mihai Ghimpu, Serafim Murechean și Marian Lupu. Aceștia au deschis sărbătoarea în absența premierului. Guverne au fost, o să fie, sunt, la noi și în toate statele. Dar guvernul care merită dumneavoastră acest premiu se numește Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană. Doar noi avem astfel de guvern. Felicitările noastre! După partea oficială a urmat cea mai puțin oficială. Vinificatorii au atras oaspeții nu doar prin vin gustos, dar și cu fete frumoase. Când servești un vin bun, și fetele îți plac mai mult. Ce v-a plăcut mai mult, vinul sau fetele? Vinul l-am gustat, dar fetele nu. Președintele interimar a plecat repede de la sărbătoare. Colegii săi de alianță, în schimb, nu au ezitat să guste vin. Care vin doresc? Tumburiu. Eu cred că este o singură abordare corectă. Le încercăm pe tot, cât de puțin, dar pe tot. Zis și făcut. Wow! Da, s-ar putea asta să fie în loc de izvar, fiindcă afară e rece și puțin am înghețat-o picioare. Premierul Vlad Filat a ajuns la Festivalul Vinului pe la amiază, a vizitat însă fiecare stand. Deși nu a primit trofeul din mâna premierului, vinificatorul anului l-a întâmpinat cu mare fast pe acesta. Din partea companiei Migdal, pentru domnul prim-ministru! Viața astăzi este grea, dar noi, fraților, totuși ai șampean. Ați venit la deschidere? Am fost la ședința festivă consacrată a 65 de ani de la fondarea Universității Rousseau din Bălți. Și a trebuit să fie cineva din partea Chișinăului. Din cauza ploii și a frigului, majoritatea vizitatorilor au venit la festival doar cu cumpăratul, nu și cu gustatul. Prețurile sunt convenabile, tocmai pentru buzunarul unui moldovean. Frigăruii și micii s-au cam răcit pe grătară, iar terasele au fost goale. Ziua națională a vinului a fost instituită acum 9 ani. Festivalul va continua și mâine, zi în care meteorologii au anunțat la fel ploi și vreme rece.